Doamnă director Rupă, doamnă prorector, stimați colegi, după cum știți, în urmă câteva luni a intervenit un acord între noi și Universitatea Bar-Ilan de la Tel Aviv. Între alte prevedere ale acordului era și dorința noastră, mai exact a unei părți a psihologiei clujene, de a crea și la Cluj un institut Feuerstein ca parte a rețelei internaționale de astfel de institute. În Europa, din câte știu eu, este la Amsterdam, acesta ar fi primul în Europa și la Anvers, acesta ar fi primul din Europa centrală. Sigur, institutele Feuerstein a fost inițiate de un renumit astăzi psiholog, Feuerstein, imediat după al doilea război mondial, cu scopul de a contribui la ameliorarea capacităților cognitive ale copiilor, la sprijinirea multor copii ieșiți atunci din război pentru a-și îmbunătăți capacitățile cognitive. Aplicând, desigur, tehnici ale psihologiei, în primul rând, probabil și alte tehnici pe care psihologii le stăpânesc. Un astfel de institut are o utilitate care nu are nevoie de multe argumente pentru a fi făcută convingătoare. Știm că și la distanță mare de război, totuși, mulți copii au nevoie de o intervenție pentru a le ameliora capacitatea cognitivă, din foarte variate motive. Știm că în societățile noastre, orientate spre calitate, spre performanță, spre excelență, spre competitivitate, este cu atât mai mult nevoie de o astfel de intervenție. Oricum, în această idee, s-a luat decizia și de către psihologii noștri să se creeze un institut Feuerstein aici. Această creere să stă sub exigențe destul de ridicate și validarea de la centrala, spunem, care este la Tel Aviv, la Ierusalim, este dificilă. De aceea și noi am căutat să satisfacem mai întâi condițiile de natură infrastructurală. În proiect este o clădire pentru institut cu toate echipamentele necesare și cu laboratoare, cu instalații de măsurare necesare. Dar, sigur, până atunci am căutat o soluție și ne-am bucurat că Fundația Betania, directoarea Hoca, a fost de acord să găzduiască pentru câțiva ani, până la isprăvirea clădirii, acest institut. Desigur, oaspeții vin, dar mai și pleacă, noi venim, mai stăm puțin mai lung, dar plecăm până la urmă, trebuie să o asigurăm pe doamna directoare. Și, sigur, numele Betania, spuneam, e foarte atrăgător, e biblic, sper că ne vom împărtăși și noi din beneficiile acestei denumiri atât de rezonante. Eu vreau să mulțumesc prorectorului Samuescăjii, care a asumat și la Tel Aviv, a asumat și la Ierusalim, a asumat și în continuare proiectul și acum putem, grație inițiativei lui, grație eforturilor lui, să dăm startul acestui institut. Vreau să-i mulțumesc încă o dată directoare Hoca pentru disponibilitate și să exprim speranța că și dânsii ca fundație, Fundația Betania, vor avea avantaje în urma prezenței noastre. Mulțumesc foarte mult! Pentru cei care nu ne cunoașteți, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Fundația Betania. Noi avem o experiență de 18 ani aproape în domeniul educației preșcolare. Iar la ora actuală, fundația noastră desfășoară două programe. Un program care se adresează copiilor cu dezvoltare normală, concretizată sub formă de grădiniță și educație timpurie și alte servicii cu caracter educativ. Iar al doilea proiect este unul de responsabilitate socială, noi îl numim PIT-POT, prin care urmărim recuperarea și educația copiilor cu nevoi speciale. Ce este foarte important pentru noi este că noi am creat un sistem de autofinanțare prin care reușim să finanțăm acest proiect de responsabilitate socială din fondurile proprii. Pentru noi este foarte important această colaborare, în primul rând pentru că adăugăm calitate la serviciile educaționale pe care le avem.
Iar în al doilea rând, așa cum o să vedeți imediat într-o mică vizită, acest spațiu este un mediu extraordinar pentru studenți, dar nu numai pentru studenți, și pentru specialiști, de a-și forma abilități practice, concrete, de a lucra cu copiii și de a interveni prin diverse metode. Aceste intervenții sunt foarte importante pentru că noi considerăm că suntem un eveniment în dezvoltarea și viața unui copil și pentru noi este foarte important viitorul pe care putem să-l creiem aici. Am să dau mai departe cuvântul domnului Sorin. Mulțumesc! Domnule rector, doamna directoare, stimați corector, decani, stimați colegi și invitați. În mare, lucrurile esențiale le-a spus domnul rector și doamna directoare, eu mai fac niște completări la cele spuse. Primul rând, aș vrea să spun că pe lângă acele argumente care au dus la înființarea acestui institut, există și includerea institutului, totuși, în strategia internaționalizării Universității Babeș-Bolyai. Așa cum și în denumirea institutului se regăsește Institutul Internațional, care ne îndreptățește la anumite considerații. În primul rând, suntem în legătură cu Institutul Mamă din Israel, care ne supervizează, precum și cu Institutul similar din Amber, care participă, în schimb, la acțiunile noastre. În două cuvinte, aș vrea să spun că este evident primul institut de acest gen din țară și dintre universitățile românești, care asumă o parte importantă a psihologiei aplicate. Deci trece dincolo de teorie, partea ei acțională de a elabora, a aplica metode pentru activarea cognitivă. Uneori se fac confuzii cu că acesta ar fi o metodă pentru copii cu trebuințe educative speciale. Nu este așa, ea se folosește foarte mult și la copii cu dezvoltare intelectuală normală. Deci orice, nimeni nu folosește și nici noi capacitatea intelectuală întreagă, ci o parte din ea, unele sunt potențiale. Deci activarea acestora. Institutul are o activitate de cercetare internațională începând din anii 95 în programele Comenius, Incluez și Dafodil. Acest Dafodil se continuă și la ora actuală. În două cuvinte aș spune despre istoria institutului, este important să știm și acesta, începând cu concluzia că de fapt orice inaugurare și început cuprinde în ea și un sfârșit. Respectiv, orice sfârșit are înglobat și începutul. Deci, să vorbim despre sfârșitul în început, acest program a început în istoria în 1992, de fapt, atunci când doi lectori, doamna Maria Rod și subsemnatul, respectiv o cercetătoare, Ioana Manolache, de la Institutul de Cercetări Educaționale din București, au fost invitați să participe în Ierusalim la acele cursuri de formare ale Institutului, ținute însuși de Feuerstein și profesorii din jurul lui. Acesta a continuat încă mulți ani după aceea și s-a concretizat în două lucruri. În primul rând, în includerea în curricula oficială a metodelor Feuerstein, ceea ce de mulți ani se predă numai la Cluj și la Universitatea Babeș-Bolyai, nu numai în țară, dar și în țările învecinate. După aceea,
a culminat cu înființarea unui masterat bazat pe aceste metode în principal și acum această inaugurare, adică Institutul Feuerstein. Așa cum a amintit domnul rector, aici cerințele sunt foarte importante. Una principală, care încă o dată mulțumim doamnei directoare, un institut, mai ales cele de acest gen, se înființează totdeauna în incinta unei școli, a unei organizații care se ocupă de copii. Deci, în acest sens, am satisfăcut foarte bine acest criteriu. Două cuvinte despre ce reprezintă institutul. A fost amintit că este partea aplicată a psihologiei, oferă posibilități de inițiere în această metodă, nu numai pentru studenți, dar și pentru specialiștii care deja lucrează în sistem, deci se pot face cursuri de inițiere, de perfecționare. Formarea de specialiști în tematica modificării cognitive și, nu în ultimul rând, elementul de cercetare. Faptul că Institutul Mamă are încredere în noi se reflectă și în faptul că acele cursuri la care participam noi acum 15-18 ani, anul acesta este organizat în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai și deja s-au înscris în mai mult de 50 de italieni, spanioli, avem înscris și din Brazilia, din Africa de Sud, ceea ce consider că ei vor învăța metoda Feuerstein, deoarece institutul cu profesorii se deplasează aici la noi, eu consider că va fi cunoscut universitatea noastră, Clujul, în lume, în sensul acelor specialiști care vor veni la Cluj. Vă mulțumesc foarte frumos!